Apartamentele inteligente, construite cu facilități care în urmă cu un deceniu păreau de domeniul SF, vor avea administratori de bloc virtuali generați de inteligență artificială. Irene ar fi primul asemenea administrator de bloc din țara noastră, va începe lucruri chiar de astăzi. Iar Ioana Corneev ni se alătură în direct pentru că vom afla ce știe să facă administratorul virtual și cum va rezolva, chiar așa, cum va rezolva problemele locatarilor. Ioana, bun găsit! Bine v-am găsit și eu sunt foarte curioasă de ce urmează să facă Irene, care să știți că nu este administrator de bloc, este partenera administratorului de bloc pe care îl știm cu toții, dar mai multe despre Irene și despre ce urmează să facă ea aflăm de la Edi Baicu, arhitect. Edi, mulțumesc foarte, foarte mult, o avem și pe Irene lângă noi, însă te rog pe tine să ne faci așa o scurtă prezentare a ei. Bună, cred că mai bine începem cu Irene prima dată, o lăsăm pe ea să se prezinte și după aceea continuăm noi discuția. Numele meu este Irene, sunt asistentul tău virtual și voi avea grijă ca viața să fie frumoasă și fără birocrație în cadrul ansamblului. Îmi pot spune administrator de blog, dar fără fonderul meu și salariu. Așadar, Irene urmează să se ocupe de o parte dintre problemele administrative ale locatarilor. Concret, ce va face ea? Ea va fi o parte integrată din managementul administrației complexului, pentru că complexul are mai multe clădiri, implicit va fi nevoită să comunice către toată lumea. Iar ai spus corect mai devreme când ai spus că este partenerul administratorului de bloc, pentru că rolul este de a comunica. Deci ea va comunica locatarilor tot ce trebuie aceștia să cunoască despre facturile lunare, despre costurile de întreținere, despre contextul în care se află clădirea din punct de vedere al administrației sezoniere, poate facilita legătura cu partenerii noștri implicit prin a asigura legătura cu call center-ul lor pentru asigurări medicale, pentru programările la SPA. Practic, facilitează comunicarea. Concret, ca să înțeleagă foarte bine și cei de acasă, da, unde vom interacționa mai exact cu Irene și cum funcționează ea? Online vom interacționa cu ea. Prima dată o vom întâlni în holul, în recepțiile complexului, unde ne va primi cu bună dimineața la prima oră și bună seara la ultima oră. Vrem să o integrăm inclusiv în lifturi. Iar după aceea, în fiecare reședință, ea va fi digital, prin intermediul unui comunicat, probabil că va fi un e-mail pe care tu îl accesezi și îi dai play, iar ea îți comunică. Ulterior, prin call center, va avea posibilitatea de a adăuga anumite informații la solicitarea ta. Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații, așadar casele viitorului aduc foarte multe beneficii, un alt fel de administrator de bloc sau partener, Irene așadar, o tânără blondă și frumoasă, care se va ocupa de o parte dintre problemele locatarilor. Cine s-ar fi gândit că te poți îndrăgosti de fondul derulment? Mulțumim, Ioana, pentru toate informațiile.